Bună dimineața, domnul consilier. Ați fost invitat astăzi, 26 ianuarie 2021, pentru a participa la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Horgești, cu următoarea ordine de zi. La punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Horgești pentru perioada 2021-2026. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind primirea UAT Bereș Bistrița în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constitutiv al statutului acestuia. La proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Horgești de sub Bacău în Consiliile de Administrație ale Școlilor Gimnaziale Horgești și Răcătău, județ Bacău. Am uitat să vă menționez, deci până acum au fost inițiator doamna primar Temelunța Adriana. La proiectul numărul 4, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Horgești în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației la nivelul școlilor gimnaziale Horgești și Răcătău, inițiator doamna primar. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, la data de 26.9.2021, inițiator doamna primar Temelunța Adriana. La 6, întrebări și interpelări. Se dorește complementarea ordinei de zi cu încă 3 proiecte de hotărâre. Le pot citești pe ele, da? Da, bineînțeles, le-au fost comunicate. Deci au fost comunicate în ședințele de comisii. Vi le citez. Deci, prima complementare, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului achiziției autogreder pentru dotarea compartimentului de servire Comuna Horgești de sub Bacău. A doua complementare, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii HCL 50 din 24.10.2017, HCL 11 din 14.03.2017, HCL 9 din 27.03.2019 și HCL 43 din 30.10.2019. Și complementarea numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului achizițiilor publice pentru anul 2021, la capitolul investiții, poziția 2 și introducerea unor noi poziții. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Aș putea să zic două cuvinte. Avem abțineri? Abțineri? Eu mă abțin. Domnul Dămoc și domnul Anunuț, da? Pentru ordinea de zi. Domnul Dămoc, ați menționat că vreți să specificați ceva la... Da, doar atât aș vrea să spun. E o premieră cu ședința ordinară ținută în zi de weekend. N-am înțeles care e urgența, adică am înțeles că ar fi o urgență. Oricum se respectă cele 5 zile de la data trimiterii invitației și până când putea, între data trimiterii și data când putea fi ținută ședința, mâine ar fi fost, conform termenului legal, prima zi când ar trebui să țină ședința. Și dacă e să ne uităm la acel termen la care se referă codul administrativ, exact așa se prevede. Dacă pică în zi de weekend, se face în următoarea zi lucrătoare. Adică așa se ține cont. Nu sunt neapărat cu ea, dar să vă exprimați. Tocmai din acest motiv am ales să mă abțin la... Și congresul s-a ținut tot în weekend. Trecem voi vorbim. Înainte de a trece la ordinea de zi... Nu s-a aprobat suplimentarea ordinei de zi. Ați aprobat acum ordinea de zi în forma inițială, așa am înțeles. Sau ați aprobat-o cu suplimentare? Suplimentare, le-am citit pe toate și am... Deci votul a fost pe ordinea de zi suplimentată, da? Da. Deci le-am citat pe toate 3 și le-am pus la grămadă. Înainte de a trece la ordinea de zi, supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. 18-8-21. Cine este pentru? Pentru. Împotriva, abțineri? Vă mulțumesc. Da. Trecem la ordinea de zi, la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Horgești pentru perioada 2021-2026. Doamna primar, aveți cuvântul. Domnul consilier, a fost afișat pe site-ul primăriei, a fost afișată strategia de dezvoltare locală. Să dau un răspuns și la întrebarea. Bine, nu e o problemă, că e în weekend
până la urmă în comună stăm și lucrăm pentru cetățenii din comună, inclusiv sâmbăta și duminica. Deci nu văd o mare problemă, că sunteți chemați odată, nu se știe dacă se mai întâmplă, duminica. Motivul pentru, două motive sunt pentru care am făcut duminică. Unul este acest proiect de hotărâre cu strategia, deoarece pentru a putea accesa banii pentru grederi este obligatoriu ca să avem strategia de dezvoltare locală. De aceea, poate ați observat, sunt unele inadvertențe la strategie, mici greșeli care urmează să fie corectate, dar s-a aprobat, adică urmează să aprobăm, altfel nu putem depune documentația pentru a achiziționa acel greder. Termenul de depunere este între 1 octombrie și 31 octombrie, dar dintre condițiile pentru a fi eligibil proiectul, în afară de punctaj, dar dacă sunt și eu zic că o să reușim să facem punctajul maxim, este o condiție și data de depunere. Deci noi am vrea să depunem cât mai repede, să fim printre primii, dacă nu primii. Și de aceea am ales ca să punem ședința astăzi mică. Cele 5 zile, din ce am crezut secretar, sunt respectate. Dar întotdeauna este o problemă dacă este, de ce este, dacă nu este, de ce nu este. Cam în privința completărilor, dacă aveți, știți foarte bine că ați primit și formulare chestionare de completat, deci dacă considerați că ar fi trebuit trecute mai multe în această strategie, termenul știți foarte bine că a fost de câteva în care putea să veniți cu idei, cu păreri, doar ca să lăsăm pe ultima sesiune sau în momentul când se ajunge la vot să zic eu aș mai fi vrut ceva, eu aș mai fi vrut ceva. Asta arată că toată perioada asta a fost un total dezinteres dacă nu s-a venit cu propuneri până în prezent. Cam atât, domnul președinte. Vă mulțumesc, doamna Simar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Discutăm la primul proiect de hotărâre, da? Da, la primul proiect. La voastră. Domnul Dămoc, mai dorește cineva? Domnul Boboc? Domnul Dămoc, aveți cuvânt. În primul rând, un scurt răspund, doamne primoară. N-am o problemă cu ședința duminică, din potriva. Deci dacă e ok, din punct de vedere legal, poate chiar e indicat. E o zi liberă și pentru cetățenii comune în care am putea să încurajăm să participe la lucrările ședinței de Consiliul Local, tocmai ca să vadă și cum se lege. Cum se lege. Nu, am ținut ședința și putea să ținem și afară, că am mai ținut în curtea cămilor și nu e problemă. Am putea să ieșim chiar din această sală, să mergem către cetățeni, să mergem la Cudină la Răcătău, să ieșim, să, pentru că oamenii, eu n-am avut niciodată aici interes ca oamenii să participe și să fie implicați în procesul, numai declarativ, dar faptic eu n-am văzut ca cetățenii să fie implicați în luarea deciziilor în această sală. Îi schimbăm, domnul consilier, îi schimbăm dacă nu sunt interesați. Vă rog să nu mă întrerupeți, da, adică eu vorbesc foarte real, nu povești. Asta unul la mână. Dacă strig la proiectul de hotărâre, strategia de dezvoltare. Am atras atenția încă de la momentul aprobării bugetului local, când a fost alocată acea sumă de 60.000, deci 600 de milioane de lei, că suma este mare. Da? Consultând site-ul de achiziții publice, putem vedea faptul că o strategie este undeva la 12.000, 15.000, 17.000, doar în cazuri excepționale, probabil, nu știu, sub ce diferite, am găsit și prețuri mai mari. Într-o ședință de comisie la acel moment, mi-au fost prezentate mai multe oferte primite de Primăria Forjești pentru realizarea acestei strategii de dezvoltare. Și aveam, exact, a fost, era o ofertă cu 12.000, cu 15.000. Iată că a venit achiziția, a fost luată, nu știu, ce lună, la noi s-a plătit 23.000 de lei fără TVA, deci undeva la 227.000 de lei. Firma este nou înființată anul acesta, deci zero experiență în a face astfel de strategii de dezvoltare. Și în ședința de comisie de vineri, tocmai asta am solicitat. Să vedem din nou acele oferte și să vedem procesul verbal prin care comisia care a selectat această ofertă, să vedem ce criterii a luat în considerare. Pentru că eu am sesizat mai multe deficiențe în această strategie. Și tocmai asta vreau să întreb, doamna primar, ați citit foaie cu foaie această strategie? Adică sunteți sigură că e despre Comuna Forjești? Domnul consilier,
nu trebuie să vă spun întrebarea asta. Ce trebuie să vă spuneți. Poate vreți să... Dar strategia așa începe. Deci, cuvântul dumneavoastră... Dacă eu am și eu să am citit-o, trebuie să vă dau raportul dacă am citit-o sau nu am citit-o. Dar sunteți primarul comunei, aprobăm strategia dezvoltarea comunei. Păi cum să nu? Păi, să nu-mi dați un răspuns? Dar dacă aș fost un primar care știam să citesc și am fost votat de oameni, puteam să citesc? Nu. Deci nu trebuie să vă dau răspunsul, e chiar impertinent din partea dumneavoastră. Întrebarea dumneavoastră este pertinentă? Mă întrebați pe mine dacă am citit-o? E strict treaba mea dacă am citit-o sau n-am citit-o. Doamna primar, ați venit în Consiliul Local și ne cereți votul. Vă cer votul dacă am citit-o bine sau n-am citit-o, pe ce vă cer? Jumătate din strategie nu e despre Comuna Vorgești. E părerea dumneavoastră, domnul consilier. Așa cum veniți cu părerea că cetățenii nu sunt interesați, ce vreți să mergem noi ceilalți care stăm în comună să-i batem cu linia la palmă că nu sunt interesați? De primar și de inițiator la proiect, ați venit în fața Consiliului Local cu o strategie care nu este a Comunei Vorgești. Eu asta înțeleg acum. Dumneavoastră înțelegeți multe. Eu vă respect părerea și ceea ce înțelegeți rămâne pentru dumneavoastră altceva. Ceva care strig, ține... Altă întrebare, nu? Cam asta e. Da? N-am zis-o, deci, a spus-o dumneavoastră. Eu n-am un vocabular... Ordinea de zi, nu mai deviem. Păi altă striga ordinea de zi. Da. Deci vineri mi s-a refuzat. Deci nu mi s-a pus la... Eu v-am spus vineri că nu chemați funcționarii la interogatoriu. Dacă aveți ceva de sesizat ca să fie o ilegalitate, să faceți aceeași sesizare. Da, funcționarii nu sunt la interogatoriu cu niciunul. Eu nu înțeleg de ce duceți mereu discuția la sesizări. Dar eu nu vreau să fac sesizare. Eu vreau să discutăm aici. Am chemat funcționarii nu la interogatoriu. Ce să discutăm? Personal am terminat discuția despre asta cu dumneavoastră. Dacă cum aveți cum ceva, să terminăm? Dar nu de asta ne-a schimbat la ședință ca să discutăm? Păi spuneți-vă părerea, că întotdeauna eu cred. Ați citit sau nu această strategie nu de dezvoltare? Nu e legitimă ce citesc eu. Deci nu ține de ședință de Consiliul Local ceea ce citesc. Cum să nu țin, doamna primară? Veniți și ne propuneți votului. Propuneți un document pe care dumneavoastră nu l-ați citit. Am încredere că așa... Păi am zis că n-am citit. Eu am citit-o. Am stat până la ora 1 noaptea, s-am citit foaie cu foaie această strategie, da. Eu până la 1 noaptea și vă spun că nu e ok. Nu e ok ce propuneți la vot. Bine, e părerea dumneavoastră, domnul consilier. Chiar o lungim așa pe ce citesc eu și ce nu? Eu sper că ceilalți colegi consilieri au citit această strategie și sper că votează în cunoștință de cauză, Ați spus că e o firmă fără experiență. Dumneavoastră când ați candidat prima dată și ați ieșit consilier, trebuia să nu vă voteze oamenii pentru că erați prima dată în calitate de consilier și erați lipsit de experiență. Toate au legătură. Păi tocmai aici aduceam strict discuția dumneavoastră că a spus. Oriunde există un început, nu trebuie să dăm nicio șansă celor care fac la început? În proces verbal al comisiei. Să văd și eu cum a fost selectat, de care e punctajul. V-am spus, am văzut o ofertă care era la jumătate de preț față de aceasta. Cum v-a convins această firmă? Să văd ce criterii ați... Exact criteriile pe care vi le-a spus doamna Felicia că a fost în ședință și că atare închei discuția pe acest subiect. Nu pot să vă spun proces verbal de selectare a ofertei. Am terminat discuția pe acest subiect cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rugăm să vă terminați cu răutățile astea. Dar nu e o răutate, domnule. Vă mulțumesc pentru interviu. Domnul Boboc, aveți cuvântul. Urmează domnul Cântică. Domnilor consilieri, eu nu sunt așa de bine informat asupra proiectului acestui. Nu-i vinovat nimeni de aici, din colectivul nostru de consilieri, că nu sunt informat eu. Nu-i vinovat nimeni. Eu, de aceea, aș vrea să întreb pe doamna primar, să nu se supere cam cât costă proiectul ăsta de strategie. Și să nu dăm în opinia publică că am auzit că e de neapărată trebuință, că trebuie să-l votăm, că trebuie să achiziționăm un auto grec, de care e mare nevoie în comună la noi. Și nu aș vrea să mă abțin, nu aș vrea să votez împotrivă, că e mare nevoie de autogred. Și de aia ar vrea chiar să fiu de acord, doamne, cu proiectul ăsta. Numai să nu se ascundă așa altceva în asta, că nu știu, nu, am înțeles, acolo nu avem echipă din fotbal, nu avem, nu știu cine avem, dar eu cu autogredul nu sunt de acord, doamne. Pot eu vin la pachet astea, așa uit, și nu știu de unde-i scopiat, dar noi de autogred avem nevoie, dacă e problema asta. Vă pot răspunde sau mai? Stați un pic. Și, doamna primar, nu, eu nu întreb răutăcioasă.
Și dacă costă bani mulți proiectul ăsta, nu o să realizăm nimica, o să unim și chiori și cu cocoașă, ca cu povestea aia. E bine, ca să se realizeze, să se facă cu intenții bune, dacă e vorba de autogredere, mă gândesc că e bun. Din plâns drumul de pe comandă de la noi. Cine merg pe el și să fie făcut cu intenții bune, da, vă. Dacă costă bani, să le spuneți nouă cât costă, că nu prea am înțeles. Nu avem acces la informația asta noi. Nu că n-avem, n-avem internet, n-avem o parte din noi. Da, vă pot răspunde. Acces la aceste informații este, dar prețul, indiferent ce s-a spus, există și un preț minim, există și preț maxim. Nu există excepție la preț foarte mare și nu există excepție la prețul mic. Noi am ales această ofertă și eu, domnul consilier, vă garantez că este totul legal și eu nu mi-aș risca pielea pentru 5.000 de lei impuse. Exact, oferta a fost acceptată pentru condițiile în care a fost ca termen, pentru că este o urgență această strategie. Vă dați seama că tocmai de aceea și v-am spus, domnul consilier, înainte de ședință, că ați întrebat de ce am făcut ședința duminică și v-am motivat. Urgența a fost această strategie de votat pentru a putea depune documentația pentru autogrede. Deci, când se face o licitație, se au în vedere mai multe criterii. Și de aceea a fost câștigătoare. Nici o altă intenție. Nu am rude, nu am interes pentru această strategie, pentru firmă sau altă problemă. Iar dacă s-a considerat că achiziția nu s-a făcut corectă, ar fi problemă, adică ar fi asupra mea și asupra celor care au semnat. Eu nu le-aș cere, n-aș face eu o ilegalitate, cu atât mai mult nu le-aș cere funcționarul sau n-ar face ei aceasta, că nu sunt copii de grădiniță, deci s-a ales și toată documentația este cu respectarea prevederilor legale. Vă mulțumesc, doamnă. Domnul Bugur, știi că aveți cuvântul? Domnule, nu prea am înțeles de la antevorbitorii mei ce analizăm astăzi. Firma care a întocmit strategia sau analizăm strategia de dezvoltare a Comunei Hârgești pe perioada 2021-2026, că e pentru 5 ani această strategie și dacă nu mă înșel, e cam a treia care se aprobă de către consiliile locale ale Comunei Hârgești. Au mai fost aprobate încă două până acum. Nu știu, dacă avea cineva o anumită firmă, trebuia să vină să spună, domnule, recomand firma cu tare, că merge cu 12.000, cu 13.000 sau cu nu știu cât. Să lăsăm la o parte problema asta și să vedem că se spune că strategia nu este a Comunii Hârgești. Probabil că cei care au studiat-o și au citit-o foaie cu foaie au văzut că există o introducere și o introducere cam de vreo 30-40 de pagini, dacă nu cumva mai mult, unde se vorbește despre strategia națională de dezvoltare a României, strategia de dezvoltare a regiunii Nord-Est, strategia de dezvoltare a județului Bacău și acum și Comuna Hârgești și fiecare comună din județul Bacău și din țară întocmesc propriile strategii în concordanță cu strategia de dezvoltare în special a județului și a regiunii Nord-Est, din care facem parte și noi. Eu așa am înțeles din ce am citit. Dacă am înțeles greșit, poate să mă lumineze cei care știu mai multe despre aceste strategii, care au mai multă experiență în elaborarea strategiilor respective. Cred că este o documentație întocmită în conformitate cu celelalte două sau trei strategii care sunt menționate. Am văzut chiar o curiozitate, nu chiar o curiozitate, că este acolo menționat faptul egalitatea de gen, domnule consilier, dacă ați citit. Înseamnă că este actualizat, exact cu propunerile Uniunii Europene, cu ultima rezoluție, care și reprezentanții dumneavoastră, colegii dumneavoastră, au votat pentru aceste introduceri în rezoluția care s-a votat ultima perioadă. Eu consider că este corectă strategia și din, în funcție de asta, se va rezolva
pe perioada 2021-2026 se vor rezolva câteva probleme, că nici într-un caz tot ce este prins acolo nu se pot rezolva. Mă refer la infrastructură, mă refer la servicii, mă refer la toate problemele care sunt prinse în această strategie. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc, Mălântică, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu mai dorește nimeni, ne supunem la vot proiectul de hotărâre de cine este pentru. Împotrivă? Avem un vot împotrivă, domnul... Abțineri? Și domnul... Doamna consilier, votul pentru strategia de dezvoltare, puteți să ne-l indicați? Abținere. Bun, am notat abținere. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2, de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind primirea UAT Bereș Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și al statutului acestuia. Domnilor consilieri, noi suntem membri ADIP și această localitate UAT Bereș Bistrița a solicitat să fie și ea membru, deci nu e mult de spus, e dorința lor și nu vedem motiv pentru care să nu fim de acord. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi? Nu? Da, domnul Demov? Parată, domnul. Adică, practic, este vorba de comunele de rețeaua de apă și canalizare. Deci, în funcție de statusul la care ai rețea de apă și canalizare, în funcție de asta plătești cotizație. Noi ar trebui la acest moment să avem apă și canalizare, dar nu avem. N-avem că v-ați opus din asta atâția ani la rând. Ați văzut? Asta era. Bravo, doamna primar. Vă felicit. Stăteam bine și vorbește. De asta mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la proiect. Supunem la vot proiectul de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Sunteți pentru, doamna Muzda? Unanimitate. Avem 14 voturi pentru. Trecem la proiectul numărul 3 din ordine de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Horgeș de Bacău în Consiliul de Administrație a Școlilor Gimnaziale Horgeș și Lăcătău din județul Bacău. Doamna primar. Domnilor consilieri, ați văzut proiectul de hotărâre. Dacă doriți să veniți cu modificări, puteți veni. Știți că în fiecare an se aprobă acest... se desemnează reprezentanții în Consiliul de Administrație a Școlilor și... Mai mult de atât, n-avem ce să... Mulțumesc, doamna primar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dorim succes. Tot domnul Dămor. Domnule, adică mă scuzați, nu am în câmpul viitor. Dacă ați participat, vreau să zic mai acum. Trebuie să... Da. Să onor să ne aveți asta. Da, da, nu, domnul Dămor, că aveți cuvânt. Am mai avut această propunere și în trecut, o să mai gândesc și astăzi. Consider că școala Lăcătău ar fi obiectiv să fie o persoană din afara școlii. Domnul Cunar este acolo profesor, e poate fi și reprezentat al profesorului în Consiliul de Administrație și o să fac din amendament să-l înlocuiesc, să mă propun pentru a-l înlocui pe domnul Cunar în Consiliul de Administrație la școala Lăcătău. Acum nu puteți să-l scoate nici afară din localitate, că e consilier local. Să mai... Nu are nicio legătură, deci, din potrivă, se poate implica, dar ca și cadru didactic. Mai din contra, are un cuvânt de spus mai greu, pentru că e și consilier local, știe ce se întâmplă și aici și este și de la școală. E circuit închis. Dacă domnul Dumnezeu vrea să... Ce amendamentul dumneavoastră este înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în cadrul școlii gimnaziale Lăcătău, domnul Butnaru să fie înlocuit cu dumneavoastră. Îmi permit doar atât da? Să spun. Să știți că domnul Costel Butnaru este foarte implicat cu activitatea la școală. Deci este printre puținii care pe școli, mai este domnul, deci, domnul Lilă care vine pentru sodă. Deci domnul Butnaru întotdeauna vine și spune și mă sună. Da, i-am dreptat. Este domeniul dânsului, este... Da, tocmai. Eu cred că ar fi bine ca să-i luăm indemnizația de membru în Consiliu și să rămână membru în Consiliu de Administrație. Să-i tăiem toți banii care îi primește, să rămână membru totuși în Consiliu de Administrație. Eu câștig, nu mai cer să iau cuvântul la ordinea de zi. Câți bani? La proiectul de pe ordinea de zi. Câți bani ia? Nimic.
Nu e niciun ban? Nu e. Supunem la vot amendamentul lui domnului Dămoc, prin care dânsul dorește ca să facă promotare dintre domnul Gudan cu domnul Gudan. Cine este pentru amendament? Eu sunt de acord. Două voturi avem, domnul Dămoc și domnul Bobo, da? Împotriva? A, și, doamna, și doamna nu ți-am înțeles, dar sunteți pentru la amendament, da? Împotriva? Împotriva. Împotriva. Okay. Mă abținem, vă. Nu se abține? Cu ce puteți deranja? Ne-am gândit la dumneavoastră că nu sunteți aici și ședințele sunt de multe ori, s-a întâmplat să fie și sâmbătă, sunt și dimineața la prima oră. Tocmai că mă gândesc la dumneavoastră, nu vreau să fiu într-o situație. Eu văd realitatea. Deci amendamentul este respins cu 10 voturi împotrivă și 3 voturi pentru. Supunem la vot proiectul de pe ordinea de zi în forma amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Doamna Nunuț, care este votul dumneavoastră față de proiectul în forma inițială? Pentru. În formă. Pentru. Deci avem o singură abținere a domnului Dămoc, da? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 4. 30 pentru. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vorel de sub Bacău, Consiliul de Administrație, nu, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației și al nivelului școlilor gimnaziale Horgeș și Răcătău, al Calității Educației. Haideți pe scurt ca să clarificăm la cel anterior, votul dumneavoastră pentru a fost pentru proiectul de hotărâre privind reprezentanțele în Consiliul de Administrație a Școlilor în forma inițială, doamna Nunuț. Domnul președinte a zis în forma amendată și da. Când ați votat dumneavoastră consilierii, a zis domnul Pisecaru sub forma amendată și nu. Și eu am precizat după în forma inițială. Da, s-a făcut după aia precizare. A fost amendamentul și trebuie să... De acord cu persoana ei. Mai citesc încă o dată proiectul de hotărâre numărul 4, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Horgești în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la nivelul școlilor gimnaziale Horgești și Răcătău. Cine dorește să ia cuvântul la proiectul de pe ordinea de zi? La aceea situație, aici, dacă domnul Consiliu... Vă prezentați, vă rog. Da, știți tot la fel în fiecare an. Dacă domnul Dău, dacă a spus că vreți să vă implicați neapărat la școala Răcătău, veniți cu amendament să treceți pe școala Răcătău, ca să... Să nu ziceți că v-am pus bețe în roate sau ce am făcut, am închis... Da, dar vrea la Răcătău. Pune la Răcătău, dacă... Asta e o propunere. Da. Domnul Dămoc, da. Doamna primar face un teatru ieftin. E mai caldă la Răcătău. E fără bani. Uite, știți care e? A spus că vreți să Răcătău. Știți, uite, dacă tot vorbiți în necunoștință de cauză, vă spun că membrii în CEA ar putea fi remunerați, dar membrii în Consiliul de Administrație nu. Deci în comisia sau unde sunt propus, Vă decontăm benzina, domnul Dămoc. Dar lăsați prostiile. Doar atât vă spun. Asta am vrut să... Deci vreau să mă implic la Răcătău. Una e Consiliul de Administrație, unde te implici, vezi problemele, da. Aprob bugetul. Nimeni nu m-a consultat dacă vreau în această comisie. Deci aici fiecare, ei își fac jocurile, rolurile și hai să-i dăm, să-l punem ca să zicem că îl băgăm în seamă, că îi dăm și lui ceva. Cam așa funcționează aici lucrurile în primăria asta. Dar totul e la... Cum vrea doamna primar. Dar nimeni nu te întreabă, nu te... Proiectul meu de hotărâre. Dumneavoastră poate fi cu amendament la cel și în condițiile astea, la fel cum am făcut și la trecut, o să refuz să fiu parte în această comisie. Nu ne supărați duminică. Eu nu vreau să fiu marioneta dumneavoastră, pur și simplu. Eu refuz să fiu membru... Asta e situația. Nu mai sunt. Și exact cum i-a spus și domnului Dudulică. Deci nici măcar nu știți cum e legislația. Deci membrii în CEA, uite, poate cineva... Luați meditația, domnul Dudulică, de la domnul consilier, dar nu în ședința de astăzi. Haideți să trecem mai departe. Uite, vreau domnul Budău. E vorba de bani.
Deci amendamentul dumneavoastră este, da? Și a arătat interesul. Sau oricum, deci... Sau cineva cine dorește... Tot de la PSD, domnul Budău, hai să lăsăm și de la opoziție. Uite, domnul, doamna Albei, domnul Boboc, spuneți, nu vreți? Nu, domnul. Haideți ca să nu spuneți că noi de la PSD ne-am pus peste tot. Doamna primar, eu nu sunt eficient, dar mi-e prin grilă la noi, are timp bereche. Dar Lila, la domnul Lila am lăsat și știe pentru că este și soacra și mama lucrează acolo și n-am vrut să fie problemă. Nu am niciun impediment cu domnul Lila. Poate să fie. Acolo, da. Eu nu sunt eficient. Te implic de neapărat. Deci, acum ce ne facem dacă refuză toți consilierii să participe? Nu mai punem? Da. Căutăm consilieri din afară? Întrebați-o pe doamna Simona. Nu, doamna Simona, Simona este prinsă la decât tău. Atunci domnul Marcel să ne ofere așa. Sabin Simona. Simona, Marcel, atunci te ofer dacă... Da, nu, n-am pregătit. Să înțelege că domnul Democă renunțați pe bune sau... Eu nu am venit să fac glume. Atunci supunem, adică, supunem la vot, nu supunem la vot. Întrebarea e dacă un proiect de hotărâre, care sunt modalitățile de a fi modificat? Și din câte știu eu, se modifică doar prin amendament. Da. Acum, asta, proiectul de hotărâre are o structură specială, așa este. Și întrebarea este dacă, de obicei, consilierii sunt de acord cu asemenea numiri și nu, cred că nu a fost legiferat ce se întâmplă dacă consilierul refuză sau renunță. Acum nu pot să vă dau niciun răspuns. Ce vreau să vă spun este că un proiect de hotărâre se modifică prin amendament care trebuie să fie aprobat. Dacă nu, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dacă este respins proiectul de hotărâre, cade în întregime. Dacă este aprobat, urmează a fi pus în aplicare. Așa după cum a votat Consiliul Local, organul legislativ. Da. Dacă asta era o nelămurire. Vreți că puteți să propunem potriva pensiei unui consilier, puteți să-l propuneți în această comisie. N-am spus asta, am fost foarte punctual, domnul consilier. Din tot ce am spus, eu am greșit cu ceva. Deci un amendament există, dar eu rog inițiatorul. Bun, amendamentul dumneavoastră este ca să fiți înlocuit cu domnul Budău, da? Și-a arătat interes. Bun. A, nu, a făcut o glumă. Eu am glumă, am făcut. Să faceți râs de noi cu propunerea care ați venit, chiar așa, faceți râs de Consiliul Local ce veniți în altă. Mai avem un alt amendament, o altă propunere, că până la urmă modificările se fac prin amendamente. Să punem la vot amendamentul? Da. Cine este pentru? Împotriva? Avem două voturi pentru, da? Aici, dacă dumneavoastră nu-i vreți, ei vă vor, nu? Împotriva? Cine este împotriva? Nu. Doamna... Abține, doamna Nunut, da? Deci ați auzit întreaga discuție, da? Doamna Albei, eu și eu mă abțin. Deci, abținere avem doamna Nunut, doamna Albeiu și domnul Prisecaru. Da. Deci asta e vot împotrivă, domnule, ca să fie clar. Sunt contabilizat la votul împotrivă. Dar totuși sunt de acord și cu domnul secretar care a scris exact. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul... Păi, haideți să spunem că amendamentul este respins, da? Da, amendamentul este respins. Cu 9 voturi împotrivă. 3 abțineri și 2 voturi pentru, da? Da, supunem la vot proiectul de hotărâre în formă inițială, nu? Cine este pentru? Împotrivă? Și abțineri. Avem doar o abținere. Deci domnul, până la urmă, domnul Dămoc vroia, dar vroia să așa mai... Și simt, ia mă ce votați. Vor la guvernare, vă ajutați puțin acum, am fiți de la spate. Nu am spus asta, domnul. Vă rugați. Ce-o votați și PSD-ul? Deci avem 3 voturi pentru.
Nu, avem 13 voturi pentru, 0 împotrivă și o abținere a domnului Dămoc, da? Bravo! Trecem la proiectul de hotărâre numărul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de 26.09.2021. Doamna primar, aveți... Domnul consilier, ați primit documentele. Trebuia această rectificare, vă aduc la cunoștință că nu s-a mai primit nicio sumă de bani de la guvern. Deci nu mai primim. Așa spuneți. Dar toate sunt urgente aici, având în vedere că trebuie și acele containere achiziționate, că deja la Răcătău de jos o să fie evacuați oameni, să vedem cum facem, deci pentru containere trebuie plătit lumina, plătite poșta, dar în special ați văzut iar indemnizațiile la pentru salarii la asistenții personal, să nu ajungem în situație, am pus de la noi, știți, noi am pus toată suma, am suplimentat în ședința trecută, am mai pus pe o lună, acum iar trebuie să venim pentru că n-am primit bani, noi speram să ne dea și pe aia din urmă. Nu i-am primit, ca atare venim iar cu, suplimentăm cu 100.000 de lei. Ca să se înțeleagă la pregătire profesională suma prinsă, este pentru persoana de la achiziții, deci nu mă duc eu la nicio instruire, ca să, pe eu cum să mai fac discuții dacă se aude că nu e pentru mine. Vă mulțumesc, doamna primar, dacă dorește cineva să ia cuvântul la proiectul de pe ordinea de zi. Domnul Dămoc, mai dorește cineva? Dacă nu mai dorește nimeni, domnul Dămoc, aveți cuvântul. La fel, am solicitat în urmă o lună de zile și mi s-a promis că o să mi se pună la dispoziție cele rapoarte ale SVSU, pentru că avem bani alocați aici. Puteam să vedem și de măcar acele rapoarte. La fel, da, în prima rază, să spun. Vi le pun la dispoziție, așa a rămas. Nu v-am văzut. Vi le dădeam, dar nu le-am văzut. Avem 50.000 de lei la liberalizarea pieții la energie. O să vă rog să... Aici n-am discutat în ședința de comisie și n-am înțeles pentru ce e... Okay. Au crescut facturile cu atât de mult încât e nevoie de 50.000 sau... Vă rog să ne explicați un pic aici suma alocată. Adică dumneavoastră nu știți dacă au crescut facturile, acasă n-a simțit nimic? Bine, dar e vorba de bani care trebuie dați la iluminat. Ce vreți să iau legătura cu ANRE-ul, să vă aduc explicații? Știți foarte bine situația din țară. Banii sunt la lumină, nu, lumina de acasă mi-o plătesc personal, deci nu puteți spune că se pune, se suplimentează pentru acest motiv. Banii dacă rămân la sfârșitul anului, dacă rămân și știți foarte bine că se uită în ANRE, dar trebuie plătit iluminatul. Deci, nu, alt consum nu este, sunt acele lucruri, asta este situația actuală. Da, mai vreau să vă spun și eu care este factura lunară. Deci s-a făcut regularizare. Deci sunteți extraordinar, domnul Dămoc, ca să vă pot spune factura la iluminat, factura, dar ce credeți că sunt o bază de date? Păi cum adică să vă spun, păi știți câte facturi vin? Ați vrea să vă aducă eu un teac? Râdeți tocmai că nu sunteți conștient de ceea ce spuneți. Râdeți de dumneavoastră acum. Dumneavoastră știți că vine separat pe contoare, pe, este și iluminatul care vine și pentru dispozitiv. Deci sunteți atât de penibil că nu știu dacă să mai discut. În baza aceasta, dacă nu aveți cunoștință de nimic, în baza aceasta ce le-ți... De nimic? Deci sunteți pe cum să întrebați... Care-i factură? Sunt multe facturi, să vă spun. Care factură? De la ce cont? Ați cerut 50.000 de lei. Am cerut ca să iau acasă. A făcut estimare, a făcut... Să știm și noi. Cine? Noi din primărie. Dar cum adică? Dar cine putea să facă estimare? Și în baza aceea asta vreau să-mi explicați și mie. Dar punem așa sume din... Hai, domnule, tot ești... Domnul Păzire, sunteți... Deci dacă și la iluminat, care se plătește, știți foarte bine, sunt facturile primărie, că nu ne plătim noi cu funcționarii iluminatul de acasă. Deci asta este extraordinar ce mai aduceți în discuție. Ați ajuns să spuneți de ce punem bani la iluminat, să justificăm. Dar nu știu ce să vă mai spun. Sunteți... Mă gândesc, da, n-are rost să vă mai spun nimic. N-are rost. Cel mai bine să ridicați. Doamne! Nu aprobați, domnilor consilieri, plata iluminatului, domnilor consilieri. Nu aprobați. Că aveți dumneavoastră nevoie să faceți un grant acasă. Domnul Dudurică. Dacă vreți să vă scrieți la cuvânt, vă rugăm să vă La școala Sofodor. Școala Sofodor, pentru că avem bine oricum spus, putem și urmă aia că se alocă. Încă din decembrie anul trecut ați spus în... Un pic de liniște, vă rog.
anul școlar va începe cu copiii în școală nouă. Haideți la timp, ca să discutăm acolo, nu? Și aici avem bani alocați, tocmai de asta, și vreau să vă întreb, pentru că și aici, normal, dacă făceați apă canal, nu mai trebuiau să cheltui bani pe puțul. Normal, dacă votați de la început, cred că veneați... Păi da, în fiecare ședință o să spun de apă canal, pentru că... Doamne, dar de ce nu ați fost în potrivă? Și dracu, tot banii m-a făcut, apă și canal, dar asta chiar e curte. Doamne, eu sunt destul de cald, dacă îmi văd atâtea aberații, dacă nu... Dacă vreți să vă scriți la cuvântul. Doamne, mă mai scriu, lasă, ascult aberații. Dacă mai dorești nimeni să ia cuvântul? Nu mai dorește nimeni? Domnul Boboc, aveți cuvântul. Domnule, e ca de subiecte noastre, că discutăm aici. Fac un apel la domnii consilieri de aici. Dacă domnul Dămoc vine cu anumite probleme de aici, și poate unul n-are dreptate, să presupunem, dar mi se pare prea absurd să tămărească toți consilierii care chiar îți străim de fapt. Să fim mai clar, să nu fim mai clar, că suntem filmați, toți suntem mai proști, mai slabi, suntem așa, nu putem. Dacă îți banii alocați sau cer pentru... Apropo de intervenția domnului, care îi puteam mai vina sau mai puțină? Dacă vreți să vă scrieți la cuvânt, după ce termină cuvântul domnului Boboc, chiar vă rog frumos. Domnul președinte. Domnul Boboc, l-ați votat pe domnul Câțu, că nu e cu USR-ul acum. Dar n-am nicio treabă cu nimeni, domnule. Eu aleg oamenii din comune care poate să facă ceva pentru comună. N-am nicio gară cu niciun politician care îi place scandal. Știu că a spus în mandatul trecut, într-una îi spuneați domnului Dămoc treaba asta. Dacă orice politician se schimbă. Domnule, hai să-ți facem. Lăsați-l. Vă rog frumos să trecem, deci, trecem la... Domnul președinte, având în vedere că suntem spuma din comuna asta, oameni care am candidat pentru binele comunii, hai să arătăm în flot disciplină și în discuția noastră și în vorbirea noastră cu contrazicții de astea, că suntem filmați de domnul ăsta care i-a plătit. Nu are treaba filmarea. Ca să ne dea cu mâna oamenilor. Vrem, nu vrem, ăștia suntem, dar... Dacă suntem mai civilizați și vorbim mai elegant, votăm așa cum avem conștiința curată, fără să facem prea mare gargare. Atât, domnul Boboc? Atât, domnul. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul Dubulică, dacă tot vreți să spuneți ceva, vă rog, domnul, acum să spuneți. Ei bine să înțeleagă, să înțelegem toți, domnule. Când vine la o ședință, merg să la proiect, numai că e cu galgară, că doamna să, dacă a citit proiectul, dacă a văzut, să ne spună, să ne cuta. Trebuie să raportezi, domnule, ce-ai văzut, ce-ai citit. Analizează, îți place, nu-ți place, votează, nu votezi, nu e obligatoriu. Tot venim aici ca să ne înjunghem unii pe alții, că altul nu știi strategia, domnul Dumnezeu, că nu știi, da, suntem mai slab, mai cu tare, de asta, dacă sunteți mai... Cu performanță, cu studii, cu cutare. De ce veniți cu galgară? Veniți cu propuneri, sunt așa, cu amendamente, cum le-ați făcut, dar fără, domnule, tot asta, ce, un junghi care-i înlopieri, dar lăsați-vă, domnule, că și COVID-ul cu ieri, dacă vine astea, năra, vorbea, serviciul, lăsați-vă, domnule. Ca să ne șepnim în orice ședință, sunt diputare, vorbim la pierdut, vorbim așa, cu răspuns arogant, să fim întotdeauna... La scurt, vă rog, da? Foarte scurt, da. Da, domnul Dudrică, tocmai asta fac, deci n-am venit să jignesc, eu nu știu unde vedeți jignesc și unde vedeți junghiul, eu am venit, la strategie am spus punctual că sunt probleme, da. Iar dumneavoastră, dacă ați vrut să așa, puteți să spuneți, hai să vedem, să luăm, să studiem, ca să votați în conștiință de cauză, eu vreau să vă ajut să votați în conștiință de cauză. Domnule, fiecare votează cum a citit cum știu. Deci am dat cuvântul, dacă mai aveți ceva de discutat. Domnul Dămoc, da, mai aveți ceva de discutat. Să punem la vot proiectul de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Ordinea de buget, da? Da, buget. Împotrivă? Pentru. Am înțeles, doamna. Împotrivă? Abținet? Avem 14 voturi pentru. Da. Trece la proiectul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind implementarea proiectului achiziției autogrederi pentru dotarea compartimentului de servire, Comuna Horgeș de Subacău.
domnilor consilieri, după cum am mai discutat, Galu, apoi președintele, a primit o suplimentare de 6.000 de lei, pentru care se 60.000 de euro, mă scuzați, pentru care toți membrii pot depune proiecte. Noi am ales să depunem pentru greder, pentru autogreder. Nu e suma care acoperă costul, o să mai punem de la noi, știți că am aprobat, dacă e nevoie în funcție de cum se scoate la licitație, mai suplimentăm, dacă o să fie nevoie, v-am spus. Dar consider că acest autogreder este mai mult decât necesar. Lăsăm drumurile, apropo, prin programul Angel Salini, care se începe acum, o să depunem proiect și pentru drumuri, și pentru apă canal, și pentru pod. Podul de aici, de la Cetățuie, care deja au venit comisii de la situații de urgență și facem evaluarea lui, dar părerea lor este că trebuie închis. De aceea o să se circule pe podul celălalt care o să se termină. Deci aceasta este pentru autogreder. Nu văd de ce nu ați fi de acord, că în special lăsăm drumurile celelalte, dar știți foarte bine că pe drumul de exploatație, pe drumurile agricole, nu s-a mai intervenit de atâta timp. Dacă noi am avea utilajul în altă ședință, s-a pus problema că dacă se merită, că mai bine închiriem, nu. Eu zic că se merită să avem utilajul nostru. Și cu atât mai mult să avem un utilaj nou, dacă tot aveam această posibilitate. Și doresc să terminăm toată documentația, deja suntem, ca în prima zi, când se dă drumul la depunerea proiectelor, să fim printre primii, dacă nu primii, care depunem. Mai mult de atât, ce pot să spun. Vă mulțumesc, doamna primar, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Dămoc, mai dorește cineva în afară de domnul Dămoc? Dacă mai dorește, domnul Dămoc, aveți cuvântul. Chiar din ce sau în autogreder, drumurile de exploatație agricolă chiar arată jalnic. Este în perioada culesului și în multe locuri din comună nu se poate ajunge nici cu căruța, deci să mai spui de o mașină. Acum, de asta zic, dacă spuneți că depindem de această strategie care a fost făcută pe repede înainte și unde, sincer, eu nu prea am văzut să fie explicit scris că trebuie un autogreder, lucrurile se cam bat cap în cap. Sper să reușim să luăm acest utilaj. Și mai mult decât atât să facem treabă cu el, că mai am luat utilaje care stau degeaba și nu s-a făcut un șans cum trebuie în toată comuna asta. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dămoc. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu mai dorește nimeni, ne supunem la vot proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu avem 14 voturi pentru, da? Da. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea. Nu, ăsta-i? Da. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 50 din 24/10/2017 și HCL 11 din 14/3/2017. Da, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții, construire școală în sat Sohodor, comuna Lurgen, județul Bacău. Domnilor consilieri, după cum s-a spus și înainte, da, eu am sperat ca anul școlar să înceapă școală nouă pentru Sohodor. Trecând de acolo, cred că zilnic majoritatea în termenul ăsta, ați văzut cât au înaintat lucrările în ultima perioadă și știți înainte cum au stagnat. Am prins și banii. Eu vorbesc zilnic cu executantul și acum prelungirea și am spus că nu accept sub nicio formă, am și planul de execuție și tot, nu accept mai departe de 31 octombrie. Dacă ați fost cumva dintre dumneavoastră și ați văzut obiectivul, ați văzut că deja s-au pus și ușile interioare, partea de sus s-a văruit, s-au pus gresie, faianță și la băi. Deci n-ar avea motiv ca într-o lună, că o lună ar mai fi maxim, ar trebui și mai repede, să nu se termine acea lucrare. După cum știți, și la grădinița Arăcătău a fost problemă că erau lucrări care nu erau trecute în proiectul inițial și erau necesare, așa s-a găsit și aici.
și venim cu această suplimentare și acesta este al doilea motiv pentru care am făcut ședința astăzi, pentru că mâine este ultima zi în care se pot depune documentele, în cazul în care vom primi banii înapoi prin PNDR 2, adică și suma pusă pentru pot și pentru școală, să putem prinde și această sumă suplimentară să primim banii. Dacă noi nu depunem mâine și depunem poimâine aceste chestii, deja sigur aceștia nu vor fi decotați, știu, anul ăsta, la anul, sau, dar oricum noi mai primim înapoi. Dacă nu se primi documentele mâine dimineață. Deci acesta este al doilea motiv pentru care am făcut această excepție cu ședința de duminică, dar se pare că trebuie să mai facem, că e bine. Da. Vă mulțumesc, doamna primar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la domnul Mitică. Aveți cuvântul, domnule. Eu cred că am avut mare noroc când fondul de rolment s-au adunat sumele care le cunoașteți, s-au adunat de ani de zile. Economii care s-au făcut, nu pentru faptul că nu s-au făcut investiții. Asta e pentru cei care vor să audă. Dar aceste economii s-au făcut pe faptul că sumele s-au dat de către Consiliul Județean, în special în ultima lună, în decembrie, când nu se mai puteau cheltui sau trebuiau, dacă le cheltuia aiurea. Închipuiți-vă ce ar fi însemnat să nu aprobăm fondul de rulment pentru continuarea lucrărilor. Dacă nu s-ar fi continuat lucrările și stopau așa cum erau indicațiile de la guvern, să ajungea cu școala Suhodol, cum s-au ajuns cu construcția școlii Lăcătău, unde s-au stagnat lucrările și trebuie lucrate, mai rămâne doar structura de rezistență. Dacă nu va fi afectată, dacă nu cumva este afectată și structura de rezistență. Aceeași problemă și cu podul. Dom'le, dacă ne-am fi luat după abțineri și după motivații, că de ce aia, ar fi însemnat să ajungem să nu se mai facă școala asta, care este absolut necesară, inclusiv podul. Problema este în felul următor. Nu văd de ce atâtea și atâtea suspiciuni, de ce suma respectivă, de ce, dom'le, totul se face pe bază de factură. Curtea de conturi, sau cum îi mai zice acum, camera de conturi care vine și controlează, se pot face sesizări dacă se consideră că o sumă nu este justificată, cheltuită. Nu mai să dezbatem aici așa, atâta și atâta, să vină factura, să vină aia. Noi nu suntem ca să analizăm facturile, să analizăm, nu știu ce, contracte și așa mai departe. Dom'le, sunt oameni funcționari care semnează și sunt abilitați și răspund pentru ceea ce fac. Și dacă îi aprobăm noi unui funcționar să semneze o ilegalitate, credeți că răspunde noi în plen sau răspunde funcționarul respectiv? Eu vedea lucrurile, să lăsăm la o parte ranchiuna asta care există și tot timpul apă canal, am discutat de atâtea ori în fiecare ședință. Scuzați că m-am câteodată ieșit. Dom'le, haideți să lucrăm, să zicem la sfârșitul anului, când se termină obiectivul școala sau hodor, se termină podul, se termină grădinița, să spunem așa, uite, dom'le, și eu am avut contribuția ca și consilier, am fost de acord cu sumele cheltuite, plata respectivă, am votat pentru, nu tot timpul, la urmă, s-a făcut, dar trebuia la timp, trebuie de acum 10 ani. Nu s-a făcut de acum 10 ani, nu s-a făcut. Nu răspund ăștia de acum pentru ce nu s-au făcut acum 7 ani, acum 5 ani când s-a început școala de la Suhodol. Este bine că s-a continuat și bine că se termină. Eu cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc, domnule Mitică. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul Dău. Da, ca să răspund domnului consilier de partea de final, da, bine că se termină într-un final aceste lucrări, dar nu asta trebuie să ne dorim, ca aceste lucrări să fie executate la timp și să fie lucrări calitative, atât școala cât și podul trebuiau terminate de mult. Eu tot repet lucrurile astea, dar văd că nu se înțelege dacă s-ar fi terminat la timp, dacă s-ar fi pus presiune la timp, presiunea asta, nu înțeleg de ce trebuie să ajungi să fii presiune pe un constructor, că dacă toate actele ar fi făcute cum trebuie, dacă ar fi grafice de execuție cum trebuie,
N-am mai asistat la discuțiile astea. Dar iată că te trezești cu o școală care trebuia să te fie terminată de acum 2 ani de zile, deci copiii trebuiau de acum 2 ani de zile să înveți în școală nouă, ajungi ca după 2 ani de zile tu să spui, sper că în octombrie, și încă ceva, deci se termină lucrurile, după aceea urmează perioada de avizare. Altă perioadă de așteptare. Faptul... Ce se face? Păi ce vreau să facem? Dacă vrei să facem un dialog, facem și un dialog. Păi tocmai asta, asta trebuie să facem. Trebuie să lucrăm împreună și să punem presiune pe oameni, pentru că și omul ăla de la școală, până n-am zis că, domnule, uite, nu se lucrează, nu vine, a venit și înțeleg conștiunea, n-a venit, a zis că nu are oameni. Toată lumea trebuie să-și dorească același lucru. Și eu uneori văd că nu vă doriți ca lucrurile să meargă cum trebuie în comuna asta. Asta se vede. Nu? Câți bani acum se plătesc în plus pentru pusuri, pentru fântâni? Sute de milioane. Aruncați că, domnule, nu dă guvernul bani. Păi da, dacă tu făceai treaba și făceai apă canal, nu-ți mai trebuia să cheltui banii ăștia. Despre asta discuție. Dar zâmbiți, râdeți, dar despre asta vorbim. Școala aia, am discutat în ședința de comisie și domnul Budău a afirmat, copiii ăia, nu? Într-o bună zi o să înceapă școala. N-au o curte a școlii. Deci, conform legislației, tu trebuie să ai o suprafață, metri pătrați pentru fiecare copil, curtea școlii. Păi asta ar trebui să ne frământi, domnul. Păi și ne frământă, uite, discutăm. Faptul că facem discuții și astea, înseamnă că ne interesează și că ne pasă să vedem unde o să aibă copiii curtea școlii, unde să aibă un teren de sport. Școala aia nu e prevăzută cu laboratoare. Am mai avut discuțiile astea. Da? 2021, ai legislație, faci școală nouă, dar n-ai nimic de fapt. Ai niște pereți, ziduri și după aceea, exact cum a zis domnul Budău, iese copiii ăia să stea în drumul județean, să joace, că n-au unde să stea. Așa este domnul Budău. Domnul consilier, dumneavoastră știți când a început lucrările la școala Sohoda? În ce an? De curiozitate. În mandatul domnului Țurcan, probabil. Deci sunt de atunci 12 ani. Deci, la ora actuală nu putem să mai facem discuții că nu s-a făcut la timp, că tu ești de vină că nu s-a făcut la timp. Domnule, la ora actuală trebuie să impulsionăm, să le terminăm. Nu să mai facem, nu este curte, nu este aia. Într-adevăr, nu sunt laboratoare, nu știu dacă sunt sau nu sunt laboratoare, dacă este prevăzută, dar laboratoarele se amenajează în sală de clasă, se pot amenaja o sală de clasă, așa mai departe. Nu asta este problema. Problema este să nu tot timpul să zic negativ. Eu nu am nimic. Dumneavoastră sunteți în opoziție, vă doriți ca treburile să scârțe ca să aveți ce să motiva în campania electorală. Domnule, nu-i părerea mea, domnule, asta este realitatea. Și este bine să lăsați pentru ultimul an, ca atunci ce este mai... Haideți să spunem, forma ideală sau varianta ideală este ca să se facă în termen toate lucrările. Dar haideți să vă dau exemplu cu podul. Știți foarte bine că până acum o lună jumătate nu era nimic, era făcuseră doar săpoase, era acolo și atât. Să știți că am vrut să rezilez contractul, nu era nici grafic, deci am fost pe la prefector, Consiliul Județean, cu toți am vorbit. Ca să vedeți dacă atunci n-aș mai fi continuat perioada când am făcut actul adițional, ce însemna? Însemna așa, să nu mai fac contract, să reiau procedura de licitație, care durează. Prețurile trebuiau întâi să fac evaluarea lucrării, că între timp prețurile la materiale s-au modificat și nu mai putea merge pe licitația dinainte și pe prețurile dinainte. Și asta ar mai fi însemnat încă 2 ani pe puțin, da? Ca să reiau procedura și tot, și plus că prețurile erau altele, mult mai mari. De aceea am avut, știți, de multe ori, nu pot vii și bați cu barda și faci. Nu, constructorul spunea, dar luați pe altcineva. Noi eram în pierdere. Am vorbit și ați văzut că suntem aproape de final, pentru că am vorbit omenește și am înțeles și el, am înțeles, am văzut și noi și ați văzut că lucrarea este acel monument, aproape dacă așa l-a numit cineva monument, este aproape finalizat.
aceeași situație este și cu școala Răcătău. Eu aș fi putut să zic, căutăm să penalizăm, să ceva, să o dor. Penalizăm. Ce făceam? Ne judecam. Se sistau toate lucrările. Deci dacă acum suntem cu o întârziere pe mandatul meu, mă refer, cum am făcut, de câteva luni, vă dați seama că s-ar fi sistat ani de zile. Cu ce, pe cine ajuta? Doar ca să le dăm lor un exemplu că nu sunt constructori buni? Nu o să-i mai avem în vedere să nu mai fie altă dată când se mai fac lucrări? Eu așa văd. Asta e singura, în ghilimele, pedeapsă pe care le putem da. Dar în rest, alegeți întotdeauna în viață, știți cum, câteodată nu toate sunt alb și negru, mai sunt și gri. Sau alegi varianta dintre două rele pe cea mai puțin rea. Deci de asta, ca să înțelegeți, nu că a fost lipsă de interes din partea mea. Sau de ce nu i-am penalizat? Bun, când îi penalizez, când trebuie ceva, te duci pe instanță, suspens tot? Ce făceam? Da. Stăteam așa? Dacă lucrarea continuă și continuă la prețurile care s-au licitat acum atâția ani, știți foarte bine că material cine a cumpărat s-au dublat acum în ultimul timp. Măcar atât să facă și constructorul. Doamna primar, într-o singură frază, trebuie să avem răbdare cu el, că este singurul constructor care s-a învămat să facă școala. Singurul care s-a prezentat. Eu v-am zis ca să înțelegeți că nu e lipsă de interes din partea noastră. Are rost să formăm discuții. Am ales varianta. N-a terminat la timp și n-a terminat. Nu știu profitat de chestia asta. Este clar. Am zis o nedată pe Sinas că nu... Altcineva nu s-a mai prezentat la licitație. A fost singurul care... Și uite că a ajuns într-un stadiu... Vedeți? Păi și dacă eu mă judecam cu el că puteam să ajung, ce făceam? Sistam și ne judecam. Da. Sau da. La lucrări, merge, poate azi de ziua. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul la proiectul de pe ordinea de zi, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abțineri? Deci avem 15 voturi pentru. Unanimitate, da? Între timp a ajuns și doamna Savin. Da, care a și votat. Da. Care a votat. Votul. De asta până acum a avut 14, am avut 15. Nu aș vrea să trec la următorul punct de ordine de zi până nu îi urăm lui doamna Savin la mulțumim. A, mi-a stat, am vrut să o fac și așa. La timp e să-i pune statul. Ieri am văzut ziua doamnei Spona. Eu am spus și le-am văzut. Nu lăsăm la urmă că nu-i bine așa. Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului achizițiilor publice pentru anul 2021 la capitolul A, investiții, poziția numărul 2 și introducerea unor poziții noi. Doamna primar. Doamna, Consiliul a văzut că are legătură cu ceea ce am votat înainte, da. Că e planul de achiziții trebuie modificat, completat în timpul anului ca să prindem absolut și ca valoare și ca obiective de investiții. Nu, e nimic. Vă mulțumesc, doamna primar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Dacă nu dorește nimeni să pune la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, abțineri? Nu sunt. Ce să facem votul pentru, da? Da? Trecem la punctul numărul 9, întrebări și interpelări. Vă rugăm frumos să vă scrieți pe listă. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Budaru. Nu, scurt. Domnul Dudulică, numărul 2. Mai vreți cineva, domnul Dămoc? Domnul Dică? Da, așa de așa o întrebare, dacă nu o pune altul. Mai vreți cineva? Rămâne lista deschisă. Domnul Budnaru, aveți cuvântul dumneavoastră. Scurt, o rugăminte. Domnul Agricol. La ulița Ursu, care urcă la lutării și sus. Știu. Trebuie să rezolvăm cumva. Când da. Trebuie să treacă acum, măcar o căruță. Acum să vedem, noi am... Au început să depoziteze cu noi, oamenii. Da. Și lasă chiar în mijlocul drumul până am urmă. Să vedem că vrem să mai luăm câteva... Întâi depășat cu vârste de la ajutor și după aia cuvântul a făcut, treacă măcar o căruță. Vrem să mai luăm câteva ore de grele. Acum să facem, v-am zis, dacă închidem podul ăla de ciment, trebuie să facem drumul de la podul nou până pe Colmit și atunci dacă luăm...
grederul, vedem câteva ore și partea aia și cu buldolul și ce putem face. Da, deci în privința curățenii, adică sau că aruncă gunoaie, a fost săptămâna trecută o situație atât de urâtă. Cineva din galerie a venit acasă din Italia la părinți, a zis că a găsit o mizerie, dezastru acolo. Omul, fiind fiul mamei și al tatălui, a făcut curățenie de felicitat, totul regulă, dar s-a gândit să ia tot ce a luat, mizerie, plapume, haine, ce curățenie a crezut că nu mai trebuie, și le-a dus pe când, cum se numește, când am... În lagăr, în Răcătău. Deci omul și-a făcut curățenie, plapume, haine, perne. Nu, cum mai faci, și... ce înseamnă, că am mai văzut și de la Răcătău care vin la Reiți așa de și apoi a plecat în Italia și înainte de a pleca, că n-am știut atunci, a venit și mi-a spus cum să găsească cineva să aibă grijă de părinți. Deci mai spui, a fost și plecația, cum să iei gunoi tot de acasă și să te duci să duci pe un drum circulabil? Ce să spun? Deci nu s-a gândit, ca să vedeți, nu ai cum să-i țin control și apropo de educație. Asta e situația. Domnul Rudaru, dacă atât? Domnul Dudulică. La legătură cu drumul ăsta, noi credeau gradurile acolo și ce fie reportatul. Măcar cât e panta asta, că s-a făcut o rigolă, un canal cu viiturile de apă care au plouat, nu mai poți trece nici cu căruța. O să vedem ce putem face cu utilajul nostru, da, pentru că în rest oare de grădere avem pentru drumul ăsta și dacă mai punem ceva și... Așteptați autogrederea? Nu, o să vedem ce se poate face. Și altă problemă cu extinderea asta, doamna. Cu extinderea, documentele sunt acum, e finalizat absolut tot. Au venit și avize. La EON urmează să stabilească, EON-ul, dar durează nu știu de ce atât de mult, să stabilească dacă noi contribuim și cu ce procent. Dacă ne-au dat situația, venim în ședință de consiliu local și aprobăm dacă e cazul, procent sau cum stabilesc. Știți că se poate de la 50% până la 0% să fie contribuția noastră. Asta așteptăm. Deci nu... Ce a ținut de primărie până acum, absolut tot s-a dat, s-au trimis hârtiile, suntem la situația în care trebuie să hotărască dacă e contribuția noastră și cât. Bine, mulțumesc că l-ați mulțumit, domnul Dămă Curnează. Așa, s-a deschis subiectul electricității, dacă în strategie scria că toată comuna, toate locuințele sunt racordate la energie electrică. Deci ca să înțelegeți despre ce vorbim. Alea care au rețea? Autorizație. Dar ce s-o construi fără autorizație? Și asta urmează să se extindă. Drumurile agricole, am mai spus odată, pentru că au menționat și alte vorbitorii mei, e o problemă și cum spune domnul Budău, să așteptăm autogrederul, eu totuși sper că nu așteptăm autogrederul și intervenim toamna asta, că oamenii au nevoie să ajungă la cules. Domnul viceprimar, la un moment dat v-am spus de strada de asfalt ăsta din Corgești, unde sunt gropile astea și a spus că să luați o măsură, să plombăm, să nu lăsăm să mai treacă încă iarnă și să adâncească, să măresc, e normal. O să încercăm totuși să intervenim pe strada Stejarului, să plombăm acele gropi. Aș vrea să spun, la Horgești, colectare selectivă, ce înseamnă? Da? După cum știți, Bacău și 22 de comune, la momentul ăsta, cel puțin declarativ, avem un proces de colectare exemplar, selectiv. Dacă ieșim un pic și vedem cum arată locurile astea unde cetățenii aruncă plasticul și nu-i vina lor. Pentru că la mașina de gunoi ar trebui să ridice aceste gunoaie, să le ridice din poarta lor. La noi mașina a fost data trecută, a luat dintr-un singur loc, a venit o mașină mică, s-a umplut și gunoiile au rămas și oamenii din respectiv trebuie să le ducă. Deci în primul rând locurile acelea ar trebui desfințate sau să rămână, bănuiesc, doar pentru sticlă și cartof, sau nu știu, e ceva ce nu se colectează din poartă în poartă. Deci nu e în regulă. Pubelele. Deci suntem ultima comună care la momentul ăsta nu avem pubele. Deci eu nu înțeleg cum întotdeauna la Horgești se întâmplă ca noi să fim ultimii. Spuneți că sunt rău, că vin și ridic, dar asta e realitatea. Despre asta vorbim.
peste tot, au primit oamenii cu belă galbenă, merge să li se ia din poartă. Eu la firmă nu. Păi, da, dar nu are nimeni la, la portiere. Despre ce vorbim? Nici eu la parcăuri am unii puneți în declin, să știți. Ei, nu aveți! La Șerbănești au? Fiecare gospodăriu primit să zic, vreau să fie secretarul comunii, aici discutăm consilierii locali despre aceste probleme de la Borgești. Nu este problema de la Bacău, ridicat la Bacău. Deci n-are voie să spună nimic, dacă... Adică eu ceea ce am spus, știți că un proces nu-i finalizat. Cred că nu-i finalizat peste nicăieri. Haideți, privința cu noi, știți că suntem prin avis apucat și a licitație. Nu e adevărat că suntem singura comună care căreia nu s-a dus pubelele. Sunt mai multe comune, au adus doar câteva, poftim au adus, dar nu toată cantitatea și nu dăm înainte. Acele puncte de colectare vor fi nu stricate, vor fi anulate în momentul în care se vor primi pubelele de către toți cetățenii. Exact ce spuneam înainte, cum era și podul și școala, ce putem face acum dacă nu au adus și nu numai la noi. Deci sunt foarte multe localități, de obicei veniți informat și dădea și localitățile, dar numai unde vreți să le dați, unde nu, nu. Deci ca să se înțeleagă, gunoiul va fi luat selectiv, e ceva ce ține licitația a fost făcută de adis, ce mult pot să-i penalizeze că nu au respectat caietul de sarcini de acolo. Noi le-am spus și se știe că nu sunt singurii producători de pubele, au zis că sunt în Grecia de unde achiziționau. Și exact în locul unde au fost cu incendiile, vă spun și eu ce au zis și cei de la Soma. De acolo achiziționa, era fabrica de producție pubele și de aceea s-a tergiversat și mai durează până să aduc pubelele. Faptul că acele locuri unde se adună plasticul, da, chiar sunt numai de plastic, că aspectul nu s-a dat cum trebuie, nici nu puteau oamenii să pune fiecare bidon în picioare să stea alinea, pentru că sunt atâtea, se aruncă normal, saci de plastic. Să știți că nu, față de altă dată când erau gunoi, când se aducau mortăciuni, acum chiar numai material de plastic. Gata? Pe 14 octombrie, 16 octombrie vine o mașină și îl colectează la el. Fiecare familie o primi saci, eu deja am strâns un sac plastic, am și cartoane, aștept 14 octombrie și ies la poartă cu ea, în sac. Și pe urmă voi primi și cu bubelul, da. Păi aștept că scrii într-un program, am un program pe 14 octombrie. Dar de ce ai îndrăznit să nu le duci? Răspunde! Chiar așa nu faci cu mea. Pentru că aștept cu satul clientului. Duce la domicil. Da. Și aștept pe 14 octombrie. Domnul Demon, dacă mai aveți ceva? Referitor la documentația, am punct de acord să spună doamna primar care este statul lucrurilor, pentru că am văzut un document pe care s-a intitulit și... Nu, n-am fost nevoie complet de ce e acolo. Se lucrează la absolut urmă în toți pașii, s-au primit, că au fost și pentru un punct chestionare, se lucrează. Altceva dacă ai... Mulțumesc. Domnul Mitic, aveți cuvântul dumneavoastră. Eu aveam și eu legat ceva de salubritate. În legătură cu deșeul de textile și din sticlă. Pentru că celălalt avem sași, avem unde să le punem. Din, odată, a doua joi din lună vine mașina și ne ridică cu sacul galben, ne-ar putea ridica și din sacul negru, nu e o problemă, dar ce facem cu deșeurile din textile și deșeurile din sticlă? Pentru că nu sunt clare instrucțiunile alea și de pe sac și nici în graficul care este pus de către Soma. Probabil din cauza asta și cetățeanul respectiv a luat și plapă, a luat și cioale, ce-o mai avut el și l-a dus pe drum. Asta a fost ideea lui. Noi deocamdată și cu cei care am mai vorbit de pe împrejurul meu, le strâng în cadrul gospodăriei, tot așteptăm soluții care nu cred să fie focul. A doua problemă, doamna primară, în legătură cu programul ăla de modernizare a iluminatului public, ne puteți spune ceva? Programul de modernizare am depus la Ministerul Fondului pentru Mediu luni documentația integrală.
și să înceapă procedura de licitație, să se dea aprobare. Dar procedura de licitație o face ministerul sau... Nu, noi o facem. Deci trebuie aprobare întâi de acolo și... Da, am dus luni documentație, am depus pe zona la... Bine. Iar cu material de sticlă ce spuneați, ce ne-au zis și noi la acea ședință care a fost... Deci vorba de borcale de sticlă. Ne-au spuneau că, ce a spus directorul de la Soma, că intenționează ca până la sfârșitul anului să aducă cât un, ieșa ca un... Container din ăla mare, da. Ca un bor, nu știu cum să vă spuneți, care mare. Și au zis că vor să pună măcar unul pe comună, asta ce a zis în ședință. Ei, bun, și unul pe comună, dar... Eu vă zic ce au zis în ședința din când am fost în... Mai sunt că trebuie să mergem și la biserică, mai mergem și la biserică. Doamna Rumuță, vreți să puneți o întrebare? Da, vreau să întreb. De ce o singură dată pe lună se ridică... Așa este în caietul de sarcini făcut de ADIS cu... Gunoiul selectiv este cel mai voluminos dintre gunoiul care îl adună. Și, deci, prin contract o să dispară centrele alea de recoltare de plastic. Da? Da, și așa este prevăzut în caietul de sarcini, care a fost prezentat pentru licitație, o dată pe lună. A doua joi. Pentru că ar fi fost necesar alea să le mai... Da, știți, ei ne-au spus nouă, cei de la Soma, că n-ar trebui aruncate bidoane și fata de la noi care răspunde, funcționarul, că îi zic fata că e colegă cu noi, da. Chiar a fost prin comun și a mai zis că ar trebui strânse aceste bidoane și automat n-ar mai fi atât de, n-ar mai fără atât de multe dacă ele ar fi strânse și scos aer, exact. Dacă astea nu-s vândute. Da. Dar așa de voluminos. Da, așa s-a spus. Bagă-ne la presă. Bagă-ne la presă. Dacă mai durește cineva să ia cuvântul... Hai să mergem la biserică. Doamna primar, două cuvinte aș vrea și eu. Da, domnule. În legătură cu cămenul cuțul al tău, v-am mai adresat eu. Domnul Orici vrea să spună și el ceva, domnul președinte. Terminat dumneavoastră că ați început. Da, termin eu că am început și pur mi-i dau cuvântul, domnule. Situația căminului. Cu apa? Cu apa. Trebuie cu... să facem un puț forat pentru că fântâna așa este. Și încălzirea, așa, apa, deci... De centrală e defect sau ce? Da, a, da lipsește o piesă și nu se găsește, da. Știu. Da, 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 o să... Da, iar cu apa trebuie să facem obligatoriu și un lucru. Deci nu știu ce sunt de fapt. Nu înțeles că mese și scaune sunt părțiți într-o sată. Nu, sau toate au fost date, toate da, când... Cineva nu ține un... Ba da, Costel Pătrășcan. Pătrășcan. Păi inventarul. Inventarul, deci momentul când, deci când predă căminul și când dă cheia înapoi, trebuie să... Sunt două mese care s-au dat la casare ca pusiate și mai sunt încă două acum care au fi date că sunt de vechi. Da, dar am înțeles, dar nu... Nu, Costel a făcut, le-a dat cineva și... N-a fost de bună grijă și el, săracul, s-a dus și a cumpărat de la Metro 4 mese identice și, din banii lui și le-a pus ca să fie la inventar, să fie toate, ca să știi. Chiar și spus. S-a învățat minte. Da. Deci s-a dus și a cumpărat 4 mese. Vă mulțumesc, doamna primar. Domnul... Asta a făcut. Scurt, ca să nu mai zic domnul Vasile. Aș vrea să zic că astăzi m-am simțit ca în foiana lui Ocarnecean, ca la cine citit Ilie Moromete. Și am înțeles ce se întâmplă cu gunoiul menajer, am înțeles ce se întâmplă cu sticla, cu plasticul, dar cu cel care provine rămășiți la construcții sau demolăm ceva, ce facem cu el? Sau... Aceeași situație a zis că nu că ai dresat și prevăzut și cum ne-au zis cu sticla, ne-au zis și cu resturile de la material de construcții, că o să aducă un container mare, tot ziceam de ultimul pe bine, a zis unul pe sat. Da. Asta au zis când a fost la ședință. Atât, da, domnul Băurici? Da. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, declar închis ședința.